vorbeam în ședințele noastre că eu, unul personal, Ciprian, la rândul lui, suntem foarte mulțumiți și câteodată uimiți de realizările la care am ajuns. Cu siguranță este cel mai reușit cenaclu din cele 5 ediții pe care le-am avut. Avem 3 lansări de carte în cadrul cenaclui, cărți ale membrilor cenaclui. Avem o carte în pregătire care cât de curând o să iasă a lui Vara și foarte multe creații. Noi am adunat în această enciclopedie pe care o să vă vorbească Ciprian un rezumat al scrierilor noastre. Ne am adunat tot. Nu să mă refer în un minut la ce a însemnat cenaclu. Cenaclu a însemnat întâlniri în fiecare masă, întâlniri și dezbateri de multe ori contradictorii, dar foarte creativ. Eu, unul personal, pentru că scriu poezie, trebuie să le mulțumesc generațiilor tinere din cenaclu. O dată a fost la ambiție și a doua oară a fost pentru că nu puteam să comentez o creație dacă nu cream la rândul meu. Totodată vreau să le mulțumesc și celor mai în vârstă care au apărut în cenaclu. Am găsit un grup de prieteni și dacă cei mai tineri care au absolvit clasa 12 vor pleca mai departe, rog foarte mult să urmeze aceeași linie, mai ales iarna care e o valoare, să urmeze aceeași linie, să participe la cenaclurile literare din Iași sau Centrul Universitar unde merg eu. N-am să mai timp, am să vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, am să încerc să am Ciprian dacă ne ajută puterile și bunul Dumnezeu, să preluăm această manifestare și îmi pare rău că nu sunt membrii cenaclului Constantin Draxin de la Botoșani alături de noi, dar când o să mergem la ei, la Botoșani, o să ne arătăm antologia pentru că, într-adevăr, avem succes în Europa. Vă mulțumesc!